Salutare, coleguții, și bine v-am găsit la un nou vloguleț. Am încuplat această remorcuță, sper să nu o pierd. Mă duc acest camion și remorcă să-i fac ITP. Și am zis să vă iau cu mine într-o plimbărică. A, uite că vine, îți pare că nu o pierd. Astăzi suntem în... în acel sistem kilometri puțin bambula. Astăzi facem mentenanță ITP la camioane. După ITP la camioane facem mă duc cu vagonul care l-am acum, după ce fac ITP-ul plus, mă întorc înapoi după un alt vagon și mă duc să-i fac și acelui vagon, să-i repar prelata. Au probleme cu prelățele și le duc la o firmă să le reparăm. Mamă, cotieră de piele, să mă rog ciupila. Sunt cu un bătrân DAF de 951.000 de kilometri. Mai are un pic și face milionul. Mă duc undeva pe strada Plevne în Cluj să fac ITP-ul. Bing bang. Colegul nostru e un coleg destul de credincios, după cum se vede aici. Și acolo, și acolo, și din coace pe Boca. Aoleu, nu pot să înjur, nu pot să înjur vlogul ăsta, că pe toate părțile mă văd numai sfinți, nu pot. Trebuie să fiu mega cu minte. Bang, 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 bang. Sunt cu un camion cap tractor portocaliu. Deste avem două în companie, vreo 6, vechi deja ca un milion. Erau cele mai tari capuri când au apărut la noi. Erau camioanele de expoziție. Era mega șmecherie, mega șmecher să primești un astfel de cap tractor. Aveai doi din aici, șmecherie, țighie. Dar în momentul de față, bineînțeles că, ca și orice om tânăr, îmbătrânește și camionul, la fel ca și omul. Și în momentul de față sunt niște epave. Epave. Bun. Bă, băieți, în ultima vreme nu prea am făcut vlogulețe, din cauza că am fost foarte, foarte stresat cu războiul din Ucraina. Bănuiesc că mulți dintre voi ați fost stresați sau sunteți. Eram dependent de televiziune să văd ce se întâmplă acolo. Nu știam ce să fac, cum să fac, cum să-mi iau familia, unde să mă duc, ce se întâmplă. Dar de vreo 3-4 zile am hotărât să nu mai mă uit la televizor, efectiv. Am rupt orice legătură cu mass media, orice știre care au apărut pe internet, pe Facebook, pe TikTok, pe oriunde îi dau repede mai departe. Efectiv, nu mă uit deloc. Am zis că în momentul în care o să văd avioane, tancuri, elicoptere pe România, atunci am motiv să mă îngrijorez. Până atunci, fraților, efectiv, nu mai mă uit. Ne-am ajuns într-o etapă în care mă dure capul. Nu știam ce mă doare capul. Eu eram foarte, foarte stresat și făceam, îmi dădeam tot felul de filme cu ce se va întâmpla sau nu se va întâmpla în Europa. Adică în Europa, în România. Și uitându-mă un pic mai atent la ce se întâmplă acolo și ce apare pe internet, mi-am dat seama că mult, mult, mult fake news este, care efectiv numai mă stresează, de numai, la fel ca și cum a fost săptămâna asta în Românica. Acea știre fake news cu combustibilul care a făcut nebunia aia, tot deținătorul de autoturism,
tractor, mașinării propulsate, motorină sau benzină, o măr să stea la coadă să-și facă plinul și să-și cumpere în pungi de nylon, tomberone, IBC-ul și așa mai departe. Aia, sincer, nu, eu nu m-am mușcat-o și nu m-am dus. După am apărut aia cu uleiul, deși există alternative de a găti și fără uleiul de floarea soarelui, este și altfel de ulei. Și da, am zis că nu mai mă uit efectiv. De când a apărut COVID-uț, mass media, din punctul meu de vedere, a prins un boom extraordinar în a manipula oamenii. Că te uitai la televizor să vezi ce mai de făcut, ce se mai întâmplă, câți mor, câți sunt infectați, care-s restricțiile, când se schimbă restricțiile, ce amenzi sunt și așa mai departe. Și bineînțeles că oamenii au început oare și cum să creadă și să se informeze din mass media, de la televizor sau și din sursele de socializare. Fapt care în momentul de față, în afară că îți dai o panică maximă uitându-te la ce se întâmplă, dacă îi se întâmplă oricum se întâmplă. Cu ce mă ajută pe mine că mă pregătesc, că îmi scot bani cash, că fac diferite demersuri, când ăla nebunul cu bomba aia nucleară, pe cum tot ne amenință pe toți, acolo deja nu mai e vorba de a fi în Germania, a fi în Olanda, a fi în România, cam tot acolo de cale. Și da, am zis stop mass media, nu mă mai uit și nu mă mai interesează ce se întâmplă. Într-adevăr, dacă am aprofundat un pic ce se întâmplă acolo, am fost foarte stresat, e foarte urător cum din ce se arată la televizor și pe rețelele de socializare ce se întâmplă acolo. În special, eu sunt foarte... mă afectează foarte mult știrile cu copii, în special. Eu nu suport să văd copii chinuiți. Și vă dați seama că acolo războiul nu ține cont de vârstă, de încadrarea socială, religie, absolut nimica. Mor oameni nevinovați cu nemiluita. Oricum sper și cred în NATO. Sper că stadiul în care e România acum, sper să ne ferească de război. Sper ca nebunul ăla să fie exterminat și să nu mai să nu ajungem la război. Sper ca cineva să-i facă felul și să termine toată prostia asta ce se întâmplă. Da, în fine, nu vreau să duc vlogulețul în direcția războiului și a politicii, dar având în vedere că în momentul de față trăim vremurile astea, am zis că să spun și eu un pic o stresul și părerea. M-am hotărât să nu mai înjur atâta pe vloguri. M-a certat un nene bătrân, un abonat, a zis că nu-i frumos ce fac. Și bineînțeles că trebuie să învățăm de la cei bătrâni, trebuie să învățăm din greșelile altora și m-am hotărât să nu mai înjur și să vorbesc frumos, fiindcă sunt un băiat educat și nu-mi șai de bine. Bun, mai dau drumul mai încolo la vloguleț, când ajungem acolo către firma unde se face UTP-ul, vedem ce mai filmăm astăzi, ce provocări mai avem pentru astăzi, rămâneți aici. No, fiți atenți față, băieții, că am început în forță, aproape că am ajuns aici pe Plevne, în Cluj, la stația de UTP și ce am constatat în graba mea. În a pleca cât mai repede din curte de la noi, în a găta cât mai repede treaba astăzi pentru a mă întoarce acasă, am constatat că am uitat să iau cărțile pentru ITP, atât de la camion cât și de la remorcă. Nici măcar nu m-am uitat dacă are actie, talonation, cărțation și toate hârtiuțele pentru ITP. Și ajung ca un bu, am zis că nu mai spun prostii, ajung ca un bălălău
la stația de ITP să văd eu cum fac eu ITP. O să vedeți că a trebuit să mă întorc înapoi în Sinicoara, în Cluj, după acte. Mamă, ce bostan am fost astăzi. M-am organizat de o trăsnit. Vedeți ce curtiță faină este acolo. Intrăm să facem ITP-ul mică și la adresa stației de ITP. Încă ne băgăm aici în ogradă că văd că porcare ăștia le-au făcut să-i schidă borda cum trebuie. Așa, bă, am scăpat. Porta a rămas. Eu fac greu să mai deschidă până la capăt. Ați văzut-o pe pisi. Frumos aici, ca băieții, pe barosăneală. Stația asta de ITP în... Are cum îi ziceau ăștia? La Irta. Era servisul la Irta, încât am înțeles că vorbeau acolo băjeții. Ne putem face aici bâcluță fără să mergem cu dubă cu tot sau cu boschet? Putem, putem. Bam, o scăpat, o scăpat boschetul. Ia să vedem noi aici, mă, băieții, mă, ce acte avem pentru a face ITP-ul. P-I-T-P tir. Deci suntem în locul mai sus menționat. Bang, bang, bang. Îi dăm aici o odihnă. Aparat. Și acum în acest moment să vedem noi momentul adevărului. Ce acte avem? Așa, bang, uite. Talonation. Bă, avem copii, bă, după cărți, bă. Bă, ești nebun. Bank Talonation. Așa, un Talonation la camion. Ne trebuie și o asigurare. 23-a, 3-a, unde suntem? 14-a, 3-a, deci încă e valabilă. Ce avem? Asigurare, nu știu dacă intre și asigurare, dar eu o pregătesc aia, banc. Așa. Băgăm aici frumos. Ia să vedem, oare asta a fi cartea în original, mă? Uite că e ceva copie. Sper să ne facă cu copia. Ia să vedem, număr de matriculare. 15. Bun, deci asta este. Așa, aici sunt actele necesare pentru remorchin pentru camion. Ia să vedem remorca. Așa. Este un bătrân simpatic care lucră pe camionul ăsta. Și știu eu că are lucrurile în regulă. Remorca, bang. 4, 23-a, 4-a. Avem și asigurare valabilă. Bang. Și avem și copie după carte, mă. Să sperăm că mai are cu copie. Că dacă nu e nașpa. Așa, punem astea frumos aici, așa. Bang. O carte. Două cărți. O asigurare, două asigurări, un talon, doi talon, bang. Și mai ne trebuie permis. Ne mai trebuie bolentinul meu. Așa, frumos, bang, bang, bang. Mă duc acolo frumos să mă înregistrez. Deci, da, mă, băieții, mă, am făcut și ITP-ul la acest camion. Vreau să vă spun că am făcut spume la gură, așa m-am enervat. Dana, whatever, e și vina mea, bineînțeles, că da, deși mulți și cei din conducere cam nu prea înțeleg chestia asta, că nu am cum să le fac tăti chiar dacă îți da suport. Și am
ajuns aici, după cum v-am spus, n-am mai dat drumul la cameră, că am fost foarte mega nervos, că am scâmbat pula în el camion. Am ajuns aici fără cărți, din cauza că am primit așa o listă de cu ce am de făcut astăzi și am uitat efectiv să iau cărțile, am venit racheta aici. Bineînțeles că trebuie să mă întorc înapoi după cărți și să mă fac ITP-ul. No. Aici, în compania asta, există o chestie de titulari, adică fiecare șofer responsabil are camionul pe care doar el lucră și, bineînțeles, în fișa postului de responsabilitate, asta timp cât firma îți oferă un camion de atâtea zeci de mii de euro, să gestionezi și tu actele. Adică să ții și tu în evidență ce acte utilizezi. Talonii să fie asigurări, să fie tot felul de lucruri. Și hai mă duc. Bun. Stai că am ieșit și eram un pic concentrat să nu frec ceva. Bun. Și după ce am constatat că eu am uitat cărțile și deja e 12:40 și trebuie să mă întorc după ele și combinații de căcat, am ajuns aici. Mi s-a făcut ITP-ul și următoarea constatare ești atâta bonurezii hârtie și am constatat că nu mai am nici hârtie la tahograf. M-am apucat, am întors tot camionul pe dos, ceea ce în fișa postului titularului auto trebuie să fie la bordul camionului și bineînțeles și eu acum, dacă mă prea știi SCTR la control, îs expus la o amendă că nu am hârtie la tahograf și în tahograf. Și am întors tot cabina pe dos, nu am găsit bineînțeles hârtie taho. Am sunat la firmă să aflu cine e titular pe camionul ăsta. Am primit numărul titularului, bineînțeles că e închis telefonul. Și după chestia asta am căutat în continuare și ce trebuie să fac, frățiorii mei, să mă duc pe jos până în primul PECO apropiat de stația de ITP să caut, să cumpăr hârtie tahograf. Deci dă un pizda, mă, no, deci nu e bătrânul la simpatic care am zis titular, că e altcineva. Și bineînțeles că vin acasă în concediu și l-a durut în pulă, că a rămas fără hârtie la taho și eu am umblut să fac revizia la camion, să mă să repar pe lata și pula mea. Bine, asta e fișa postului care eu fac asta în firma asta. Dar atâta mi se rupis, că o spune un planner la noi din firmă, nu pot să înțeleg, deci mă disperă lucrurile astea. Și în același timp, da, trebuie și eu să verific să am aia, pe cum n-am verificat, pe cum n-am la carte, pe cum, păi dă-mi pula, de ai 3, 4, 5 camioane să fac eu mentenanță și revizii și să verific la fiecare actele și pula. Da, mi-a fost învățătură din minte, altă dată când vin la ITP să fiu mult mai atent, fiindcă pe mulți doare la peleu. Și atunci ce trebuie să fac eu? Stai și tu lângă mine ca pe ești prost ca semnul întrebării, de mă sui cu vagonul peste tine. Și apoi bineînțeles că trebuie să-mi verific să știu sigur cam talonii, cam asigurări valabile, cam cărțile în original. Și să verific bineînțeles o chestie care eu zicem, bă, atâta trebuie să ai hârtie la tahograf, că e amendă. Să verific să avem și hârtie în tahograf și pe lângă verificat, dacă mai este un pic, să văd dacă există hârtie de rezervă. Bineînțeles că mă duc cu vagonul ăsta pe nașpa fără hârtie în tahograf și mă expun la o amendă. Și mă duc să duc vagonul la reparat, mă întorc în firmă după alt vagon și mă duc să-mi iau și hârtie tahograf, că doar camionul nu are. Băga-mi aș gura mea încă. Și că s-ar fi închis colaborările cu firmele rusești. O să-i tăpratină numai în față.
Gazpromul, din câte știu, e rusesc, lucrările rusesc, dar ce funcționează? Adică se iau măsuri, dar nu se prea iau, numai în mediul virtual. În mass media și în alt tipuri se iau măsurile astea. Asta e. Hai să vin, nu mă încurc, bun, bing bang. Frumos, Clujul cu tirul aglomerațiunii, întreburi socotieli, vine tramvaiul, nu avem pistole. Nu vine, mă, băjeți, mai că mi-a mai calmat nervișorii mei. Și uite, m-a ajuns în Baci. Unde să mă duc să... Duc acest vagon la reparat, la peticit. Am intrat aici undeva în stânga, în zona industrială, la intrare în Baciu dinspre Cluj. Bam, bam. Și să vedem ce găsim aici. Ce găsim? Știu ce găsim, că am mai fost aici. Vagoane de ale noastre la reparat. Și presim că aici am unii că m-am calmat. Presim că mă enervez a doua oară, fiindcă aici trebuie să las vagonul, să mă duc cu cap tractorul și am presimt că n-o să am aripile de pus pe cap tractor. În momentul în care merg cu vagonul la anumite cap tractoare, li se demontează aripile, să nu le frecăm de vagoane, să le rupem. Și nu știu unde am eu așa un feeling că dacă nu a fost hârtie tahograf, cred că nici aripi n-or fi. Știți vorba aia, cum e turcul, așa e și pușca. Cam așa e și aici cu camionele. Avem fie camioane sau câte avem și fiecare camion e diferit, atât pe partea de mentenanță cât și cum arată. Aici merg la birou frumos după ce las vârf din ogradă. Și vedem ce se împlântă. Hai că dăm. Na, bine, mă, băieții, mă. Am lăsat vagonul, după cum se vede, l-am decuplat. Și vorba care v-am spus-o mai devreme, cum e turcul, așa e și pușca. Și invers, cum e pușca, așa e și turcul. Trebuie să mă duc la firmă, la noi, la Senicoara, la ferma de animale, cum o numesc eu în termeni oficiali. Și vreau să vă spun că, bineînțeles, că nu am găsit aripi pentru axa trăgătoare. Și am un din nou pe lângă hârtie, trebuie să-mi asum și că nu am aripi, care nu-s nicăria și titularul nu răspunde. Deci, așa, ca să fie la pachet nervii mei, nervii mei minte nu are deja. Nervii mei minte nu are. Băgam ia-și piciorul încă. Ce mă nervează chestiile astea în care vii să faci căcatul la altul și pe ăla doare în pulă de tăticele. Băgam ia-și piciorul în frate. Am modul la firma, scot hârtie și să vedem dacă este șansa să mă întorc cu capul tractor gol înapoi, să-mi iau măcar aripi în puii mei. Bag picioarele în gâților. În gâților de oameni incompetenți și irresponsabili care îi doare în banană de toate lucrurile. No, ăsta cum umblă până toată Europa fără aripi? Trebuie să deconectezi undeva, ești în capătul Europei, tu n-ai aripi. Morții e treaba. Bun. Mă întorc imediat.
Hai că mi-a mai revenit cu nervișorii. În continuare, sunt într-o continuă revenire. Am ajuns deja la ferma de animale, am luat remorca. Adică următoarea remorcă, dacă pot spune așa, ce frumos pe anveo. Așa. Și mă duc să-l duc și pe ăsta reparat la preluăț, de unde o să iau celălaltul vagon gata reparat, fiindcă băieții cu care colaborăm sunt mega hectopiz durabiz. Așa, și după care mă întorc înapoi la fermă să încarc acel vagon. Harnic, harnic sunt astăzi. Nici nu-i, nici n-am și 4 ceasuri fi înapoi. Bun. Uită-mă curățenia de primăvară. Bă, nu știu care vă uitați pe aici până în acest vloguleț. Probabil puteți să-mi dați un sfat sau știți sau v-ați bătut cu capul de chestia asta. Am ales un traseu să mă duc spre Baciu prin oraș, pe centura veche de camionie, pe Plevnei, și mă duc până în Baci, în zona lui Napolax, dacă am coleguți pe aici din Polacruș care au ajuns în minutul ăsta și să uită. Sunt curios dacă pe sectorul ăsta trebuie rovinietă, fiindcă nu am. M-am consultat cu colegii din planning și spuneau că nu e necesar pe acest traseu. Dar întrebarea mea e, oare pe dincolo o fi necesar dacă aș lua-o pe centura nouă, pe lângă OMV, pe centura să dau în Bulevardul Muncii și să o iau până la intrare în Baci, la Napolac. Pe acolo ar fi necesar o vinetă? Nu știu, m-am tot uitat. În sectorul ăla am impresia că nu există cameră din rovinietă. Voi știți ceva? Puteți să mă ajutați cu un sfat? Ați observat? Ați luat amenzi pe sectorul ăla? Fiindcă îs curios. Mă, băieții, mă, nici nu-i 4:20 și am recuperat și eu primul vagon. Nici nu-i oră de vârf când gat și eu cu vagoanele și fac tranzit către firmă. Nici nu mă prind, e 6 până ajung acasă. Nici nu e o zi cu kilometri puțin bampula. Am 55 de kilometri în momentul ăsta și deja e aproape 4:30 după masa. Să moră în Ceampalău dacă nu. Cursă de cursă, zi de zi, trip de trip. Asta e mega frumos că prin șoră din vârf. Și mai trebuie să fac tranzitul și pe Plevnei, să mă bag și pe în oraș, că nici rovinietă n-am. Ai să moră Ciupilan dacă nu. Asta e viața. De dimineața. Hai să nu luăm remorci și vagoane după noi. Bagă cu panii, tovarășe. Bă, deci e o aglomerație unde mă pe aici pe la Cluj și mi-e foame. Și tot ies pe mine să-mi bag dacă nu. Are de unde să mânc eu în gură mâncare acum? Pe drumul meu de tranzit. Nu știu. Mă duc la firmă. Frumos, teoretic, încarc. Nu știu de, nu știu cât o să dureze chestia asta, dar totuși eu sper, având în vedere că este ora 4:20, la cât de bine sunt organizate lucrurile astăzi, să ajung pe 7 pe seara acasă. Băga mea și gura mea încă.